prost loc în care am stat, în Bolivia. N-am găsit nimica în dimineața de ieri, pentru că eram foarte, foarte obosiți și am luat această cameră cu 11 euro pe noapte. Afară ploua. Afară ploua, ne-ai îndrăbit. Plus că patul ăsta are piere pe dedesubt și transpiri. Și pe rând la fel. Geamul nu mergea deschis, aerul obosit, fără aer, cel mai varză loc. Tocmai de asta am dormit câteva ore și ne tiram spre altă destinație. Când fugind de ploaie. Apa e drăgă. Când se face și super, arată ca o pușcărie, ca o cameră de celulă. Super dubioasă. O spetahe barza din Santa Cruz trebuie evitat. Trebuia să fie varză. O varză. Măcar dacă era varză. Ne-am hotărât să nu mai facem voluntariat niciodată în junglă sau în locuri de-astea cu animale. Am ieșit ciuruiți de gâze. Chiar dacă am avut spray de insecte, te rupeau. Am dormit cu geaca pe mine și pantaloni lungi și cu șosete, dar acolo unde șosetele nu ajungeau, m-au ciuruit pe picioare. Sunt niște insecte atât de mici, încât nu le vezi, sau le vezi și zici că nu fac nimic, dar când te trezești e surpriză. Asta ca să evităm să ajungem la cimitir. E frumos orașul acesta din ce am văzut ieri, doar că am prins o vreme proastă și ploua. Azi profităm când nu plouă și dăm 2 km pe jos până la terminal. Să vedem dacă au început sau nu protestele profesorilor, pentru că azi protestează profesori în diferite zone și străzile principale sunt închise. Dar mergem până la terminal să vedem dacă putem lua un bus sau nu. Dacă nu e varianta minibusului care merge peste tot, se bagă pe alte drumuri ocolitoare. Puțin mai scump, dar te duce unde vrei. Plus că acest hotel nu avea nici apă caldă. Acest barza, ce hotel? Barza, acest... centru pușcărie. Nu avea nici apă caldă. Când toate au apă caldă în zonă. Adăugăm ceva interesant la călătorie. Regulă. Dacă plouă, trebuie să avem o cazare super mișto. Pentru că stai mai mult la cazare și ai nevoie de niște condiții mult mai bune. De exemplu, ieri nici n-am putut să facem editare. Pentru că noi facem rapid o editare. Ne ia aproximativ 40 de minute la fiecare material. 30 de minute, 40, între 20 și 40 de minute. O oră. Maxim o oră dacă stăm și povestim. Și ieri n-am putut să facem deloc pentru că era camera super dubioasă și am preferat să ne culcăm. Ca să ne trezim de vreme, bineînțeles. Florile copilăriei, pomișori mai mari decât cei pe care avem noi în București. Ce clădire! Wow, ce conexiune are acest pom. Proteste la TV. Nu pare multă lume la gară, să sperăm că găsim un bus. Dacă nu, trebuie să mai stăm o noapte în acest oraș, nu, în care plouă. Dacă nu găsim nici minibus, făcuri dimineții. Linasa. In. Inasa. In, în română. In? In, lămâie. Semințe de in cu lămâie, facem plinul. Canalul terestru din Santa Cruz. Prea de vreme. Ori... mare protest în toată țara. Se pare că e busul. Paraios, ăsta-i. Fără 5 bilete odată, unul la gratuit. Dacă călătorești în grup de 6 persoane, unul merge gratis. 5 euro de persoană pentru 300 de kilometri. Lua biletele, greșisem destinația, luasem bilete de la alt ghișeu. Era Concepțion,
Și așa s-a înțeles, Asunción sunt două chestii diferite. Brânză cu pâine integrală și ou cu roșii. Și mere cu quinoa, cald. Jessica. Dejun, frunze de coca. Și activatorul de ștevie. Poate de pipi. Am ajuns în Concepción Guarayos. Final, soare. Gracias. Ne uităm pe clădire unde scrie alojamento sau cazare cu spetaje. Prima cazare care ne iese în cale. În căutare de cazare. Acesta a costat 80-11 euro fără apă caldă și cu baie împărțită. De altă cazare și nu au camere disponibile. Șoferie. Piața centrală. Plața. Feria Națională. Feria Națională 20. Începe azi. Feria Națională a început astăzi. Nu găsim cazare, toate sunt ocupate. 3 zile de feria. Destul de frumos centru. Ascensión. Uite, văd că aici scrie tot Ascensión. Da. Păi Ascensión. Ascensión Guarayos. De Guarayos. Unde se găsește ananas pe toate drumurile. Ah, chiar că ananasul chiar e aici, în ăsta. Azi se inaugurează. Zona de ananas. Naturaleza pura. Sala audiovizual. Eu l-am găsit cazare cu 13 euro pe noapte, așteptăm să ni se facă camera. E voilà, asta este camera, cu baie, balcon, altă treabă față de mizeria în care am stat ieri. Și balcon unde putem să înspălăm rufele, să le uscăm. Am găsit la fix cazare și cu grădină în spate. Ziua și curcubeu. Și ieri și azi vedem cât un curcubeu. Ploaie mereu, iese curcubeu. Da, aici n-a plouat. Aici ești înainte de ploaie. Azi am terminat de citit o carte. Dacă tot mergem cu busul, mi-am downloadat două cărți. Azi am terminat una, în 3 zile, cartea terminată.
o carte despre Artificial Intelligence și GPT-4. Scrisă de fondatorul LinkedIn. Pregătit de feria. Am fugit de ploaie, dar n-am scăpat de ea. A început ploaia, doar ce ne-am spălat și noi la cap și ne-am udat din nou. Hai să ne băgăm aici să luăm o gustare. Ne apropiem de ferie. 2 km. Cel mai important este să nu plouă. Am ieșit din acest pueblo. Mergem spre feria. Am băgat câțiva kilometri pe jos și tot n-am dat de acest loc. Nu știu dacă se observă, dar în fața noastră sunt enorm de mulți licurici. Și ce sunete? Wow. De la ploaie au luat o razna. Electrocutați. Hola. De festival se aude muzica din... Bienvenidos! Feria Național Municipal Expo Gam Guarayos. La slăbuță. Nu, e slăbuță mai în capăt, ține. Este acolo cu indigenii. Ceva muzică. Hai, hai să căutăm ceva de mâncare în primul rând. A todos invitados especiales, bienvenidos y bienvenida a esta segunda versión de la Expo Gam. Vamos a desarrollar un instante, en minuto nada más, un acto protocolar. Toate comunități din zona asta au venit să își expună diferite standuri. Aici avem Agenția Boliviană de Energie Nuclear, diferite proiecte. Eco Guarayano, Mânsuse, un mare concert după. Pina de oro, ananasul de aur. Începem cu un lichior de ananas. De ananas, produs 100% local. Credeam că găsim multă mâncare, de fapt nu. Sushi. Diferite animale din diferite zone. De aici le poți cumpăra. Wow, ce mari sunt! Genetica Campo, au Facebook, au Instagram. Vă scrie prețurile și prețul lor? Nu. Scrie diferite detalii. Feria Națională La Francisca. Pescado, asta e locul de pește. Nașpa că a început ploaia. Poalta de pește. Îl prepară pe loc. Pici. Ne-am pus o mostadona de lichiuri de slăbuț, slăbuț, dar e puternic cât o țuică. Are gust de țuică, numai că e de ananas. Hai, noroc! Hai, noroc! Ei nu scrie câte grade are, dar e... E ce trebuie. E ce trebuie. Târgul de artizanat. Ce masă pentru 40, cât vine? 6 euro, 3 euro de om. Pește, porumb, iuca,
pește, porumb, iuca, salată și băutura tradițională din Pinea, care este făcută fix în acest loc. Pe care indigenii îl foloseau în trecut. Uleiul de tus, cusi. Cusi, o plantă pe care o au localnicii. Te-ai scos. 7 lei cât avem? 10. 7 lei. Wow. Ulei de corn, nu? Ce proprietăți are? Are proprietăți antireumatice pentru păr și pentru corp. O să folosesc de corp. Hai să avem poftă. Cusi. În acest fruct cusi se fac tot felul. Utilizamos para hacer esto, o sea, techamos con ese fruct. Cusi, un fruct nou care are semințe, se poate face ulei și diferite obiecte. De exemplu, ăsta de sunt fixuri. Pare lemn pur, dar nu e lemn. E acest fruct. Sau se taie, se pot face diferit. Cercei de semințe. Sunt naturale. Mayormente aquí nosotros lo ocupamos así para el mal viento, para el susto y también para medicina. También se utiliza para medicina en los tiempos de antes. Y eso de, seca y queda duro ya. De arco. Así como, después estos son cáscaras de coco. Ya los diseños ya nosotros lo hacemos. Y este es el ojo de buey que le dicen. Y también que se utiliza para el mal viento, para el susto. Ya. Esto combina con el guairuro. Con esto. Que aquí está así. Definitivamente la feria no sería posible.